La modă în anii 70-80, macrameul care duce instantaneu cu gândul la mileul de pe televizorul bunicii a fost reinventat în ultimii ani în forme de expresie inedite. Florina Bobar este unul dintre designerii care creează o gamă largă de obiecte din macrame, printre care și ornamente de Crăciun. Ea a organizat la Reșița, orașul ei natal, un workshop în care i-a învățat pe tineri cum să înnoade firele pentru a crea decorațiuni de agățat în brad. Florina Bobar este designer în Timișoara și înainte de sărbători a revenit acasă, la Reșița, la centrul de tineret Mansarda, unde în urmă cu câțiva ani a activat ca voluntar pentru a le arăta tinerilor interesați pas cu pas cum se fac decorațiuni de Crăciun din șnur, cum ar fi o acadea, o steluță sau o căciuliță, modele care fac parte din noua sa colecție de ornamente din macrame. Am încercat cu Dana să ne gândim să facem un atelier de croitorie, că eu cu asta mă ocup la bază, în atelierul din Timișoara, dar era mult prea dificil de realizat, de organizat, de nu avem spațiu oricum. Și în momentul în care m-am apucat de decorațiuni în cadrul atelierului, am și stabilit cu Dana, ok, asta o să fie o chestie anuală, e un meșteșug care poate fi învățat foarte ușor de absolut oricine și mi se pare foarte fain ca ulterior să și rămâi cu ceva și chiar să poți să-ți creezi tu singur ornamentele tale pentru casă. Participanții la atelierul ornamentelor de Crăciun s-au străduit să învețe nodurile și tehnicile cele mai folosite în macrame. Am învățat să realizăm noduri într-un mod special, tehnica numită macrame, pentru a forma niște decorațiuni. De exemplu, am făcut căciulițe, bastonașe, acadele și cred că urmează să facem niște steluțe. Mi s-a părut o activitate interesantă, o ocazie unică și mă bucur foarte mult că am ales să particip. Am făcut din ață niște căciulițe, niște multe forme, așa, steluțe, brazi. Mi-a plăcut cel mai mult să fac o căciuliță. Am învățat două noduri noi prin care am reușit să facem două ornamente de Crăciun. O acadea foarte drăguță. Astăzi am reușit să facem curcubee cu mai multe tipuri de sfoară, de lână, de ață. Și acestea dau așa prin culorile pe care le-am folosit, ne dau un spirit al Crăciunului. Atelierul a fost gratuit, organizatorii punând la dispoziția participanților materialele și instrumentele de care a fost nevoie.